Opoziția va ataca la Curtea Constituțională legea cu privire la securitatea informațională, aprobată în prima lectură de majoritatea parlamentară. Secretarul executiv al PSRM, Vlad Bătrâncea, a declarat la o emisiune TV că proiectul contravine normelor democratice și că ar fi o cenzură instituită de guvernare. Amintim că, potrivit legii aprobate, moldovenii care vor posta pe rețele online informații considerate false de autorități vor fi amendați, iar Serviciul de Informații și Securitate va putea bloca platformele online sau site-urile care, în opinia instituției, dezinformează. Ea contravine tuturor normelor care s-au construit în Republica Moldova datorită parteneriatului care îl avem în cadrul spațiului european. Justiția este cea care decide. Este un cetățean vinovat sau el este nevinovat. Astăzi, ceea ce aparține justiției va fi transferat SIS-ului. Legea nu conține prevederi clare, mecanisme clare. Această lege nu are mecanisme de aplicabilitate. Este plină cu subiectivisme. Adică, în bază la ce metodologie SIS-ul va aproba aceste decizii, va bloca conturi personale sau va asista activitatea anumitor mass-media, televiziunilor? Asta sunt probleme cumva tehnice. Deci noi nu vorbim de planul de principiu. Deci toți sunt de acord că trebuie ceva de schimbat. Fiindcă noi nu mai putem lăsa această stare de lucruri, fiindcă este un pericol inclusiv securitatea cetățenilor, da? Fiindcă securitatea informațională este de fapt și securitatea națională. Legea cu privire la securitate informațională a fost aprobată în prima lectură în data de 7 aprilie. Autorii proiectului, deputații PAS, au declarat că prin acest proiect vin să combată orice informație falsă care, de exemplu, poate genera panică și tensiuni sociale, care incită la violență sau agresiune militară, care promovează terorismul și sunt ostile valorilor democratice sau care pun în pericol bunuri publice. Monitorizarea va fi efectuată de Serviciul de Informații și Securitate, care va avea obligația să-i ceară cetățeanului sau persoanei juridice să elimine informația publicată. Serviciul va avea obligațiunea de a elabora și implementa un sistem de măsuri orientate spre descoperirea, prevenirea și contracararea acțiunilor care, conform concepției securității informaționale a Republicii Moldova, reprezintă amenințări la adresa securității informaționale. Potrivit proiectului de lege al majorității PAS, dacă un cetățean al Republicii Moldova distribuie sau publică o știre sau o informație pe rețele online și alte platforme considerate false de autorități, riscă o amendă de 22.500 de lei. În cazul unei persoane juridice, amenda va fi de cel mult 60.000 de lei. Modificările urmează să fie aplicate în codul contravențional. Conform documentului, SIS va putea bloca site-urile și portalurile care, în opinia instituției, promovează dezinformare. De asemenea, legea interzice retransmiterea sau difuzarea programelor audiovizuale produse de statele care nu au ratificat Convenția Europeană privind televiziunea transfrontalieră, cu excepția filmelor artistice și de scurt metraj care nu au conținut militar și a programelor care sunt produse în Uniunea Europeană, Statele Unite și Canada.